Sunt Mihai Lucaci și lucrez la un spectacol de teatru despre refugiații din Timișoara. Am fost în Afghan Park și am văzut situația dramatică a tinerilor din Afganistan ajunși pe ruta românească a migrației. M-a interesat și ce cred timișorenii despre acest fenomen nou. Am vorbit cu mai mulți localnici și vocile lor se vor auzi în acest podcast. În acest episod m-am întâlnit cu Emanuel Copilaș, lector la Universitatea de Vest, și cu Florin Arhire, artist și activist local. Mă tot gândeam ce s-ar întâmpla dacă Oedip ar ajunge la Timișoara acum, care ar fi reacțiile. Recitind tragedia antică a lui Sofocle, Oedip la Colonos, și urmărind reacțiile timișorenilor la criza refugiaților din oraș, mi-am dat seama că textul nu s-ar schimba foarte mult. Textul rezistă unei perioade atât de lungi datorită unei intuiții foarte bune privind reacțiile unor comunități la prezența neașteptată a celuilalt. Cred că noul venit nu trebuie să intre în categoria de sălbatic nobil pentru a stabili o relație decentă cu el. Refugiații din Afganistan sunt necesari pentru ca europeanul civilizat să redevină uman, să fie impresionat de soarta celor mai puțin norocoși ca el și să intervină cu niște haine purtate sau cu o pereche de bocanci uzați ca să-și recapete încrederea în sine, să fie din nou plin de viață și mulțumit de acțiunile sale pe acest pământ. Oedip nu vorbește despre asta în mod direct, dar ai o serie de personaje care ies din rama refugiatului sălbatic nobil, o rămășiță a colonialismului european, și inventând această poveste, prin grandoarea istoriei personajelor, vreau să repun refugiații pe același plan cu locuitorii urbei, dacă nu chiar mai sus, simbolic. Subiectul refugiaților din Timișoara a apărut recent, tot mai insistent. Este alertă în rândul polițiștilor din Timișoara, care caută de peste 24 de ore un individ care a ucis un cetățean afgan și a rănit grav un altul. Suspectul și victimele făceau parte din două grupuri de migranți între care a pornit un conflict. Orașul din vestul țării este sufocat de câteva luni de sute de transfugi care așteaptă momentul potrivit să treacă granița. Se plimbă în grupuri mari pe stradă, dorm în case părăsite și caută o călăuză care să-i treacă fraudulos frontiera. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Ceea ce era evident o exagerare, cazul fiind cât se poate de izolat. Cei mai speriați fiind tocmai tinerii afgani care ar fi fost posibilele victime ale acestor ganguri care îi amenință. Pe de altă parte, crimele au loc constant în rândul populației majoritare, fiind normalizate, mai ales cele împotriva femeilor, făcute în special de partenerilor de viață. Este clar că aici, în Timișoara, este un hub acestor rețele care trebuie să fie restructurate, pentru că e clar că migranții nu stau aici pentru că e vreme atât de frumoasă în Timișoara, ci stau aici pentru că de aici speră să plece mai departe. L-am întrebat pe Florin Arhire când a început să se ocupe alături de un grup local de refugiații din Timișoara. Se pare că povestea durează de mai mulți ani. 6 ani. Exact. Cam 2015 a început un soi de a se simți în județul ăsta de vest o presiune care se creștea undeva în Belgrad. Cam pe atunci a început și gardul vecinul ălalalt, vecinul Orban, Victor, nu Ludovic. Da. Și încet, încet așa au apărut și în grupuri locale care să încerce să, bă, ce putem face cu acei oameni care fug, că nu mai au unde să se întoarcă. Sau dacă stau acasă, a doua zi nu mai există, că le pică bombele în cap. Și cam da, cam 2015. Atunci s-a creat și pagina Refugees Welcome to Romania și un mic grup de inițiativă, am încercat să strângem ba haine, ba bănuți, cu mașini am traversat Serbia, am ajuns și în Croația să lăsăm la graniță, asta după Rösche.
Aia lumea a început să afle, că încet, încet, na, la noi mai puțin, că aici, a, nu, România, n-am vrut noi aici să ajungem. Cam pe aici, cred că s-ar înscrie începuturile aceste presiuni care, na, presiuni, nu, aceste fenomen care, na, azi, anul ăsta și anul trecut a început să crească în România. Și în special în Timișoara. Că e la vest, că e la graniță. Exact. Și în perioada asta, din 2015, cum zici, exista o reacție locală, în afară de grupul vostru care a intervenit și a luat atitudine, dar cum era văzut fenomenul atunci, mă gândesc? Dacă era vizibil sau erau reacții? Nu știu cât de vizibile au fost acțiunile care nu s-au întâmplat aici cu porci puși pe locul... 2015-2016 a fost și acel moment cu moscheea mare de București, când niște extremiști au dus niște carne de porc ca să spurce locul. Și au existat și în Timișoara niște grafitiuri. Avem și un vector local prieten cu cei de acolo, care mi-a tras niște cruci pe postere cu LGBT, care la Bienala de Artă de anul, de cealaltă din 2019, era un sticker lipit pe șosea, pe pietonală, și tot așa niște cruci. Na, oameni din astea cu reacții. Astea poate îs mai vizibile decât cele din online, unde ca moderator al site-ului extrem de multe profiluri de oameni, nu neapărat fake, dar cu multă înjurătură, cu multă vorbă neacademică, că să vi luați acasă și să au existat. Multe din reacțiile pe care le-am găsit în online erau de blamare a acestor migranți ajunși în Timișoara, printre ele și această intervenție. Timișoara este un oraș sub asediu din partea acestor falși refugiați, din partea hoților, deci acolo este o problemă gravă cu hoții de buzunare. Deci Timișoara este un oraș cu probleme în România, vă rog să mă credeți, cu probleme foarte multe. În Timișoara este amenajat un centru foarte frumos, cu clădiri mari, cu o curte foarte mare ca o livadă, în care sunt primiți acești migranți, acești refugiați, falși refugiați, islamiști, absolut toți musulmani. Dar, dragilor, într-o zi va veni unul care va dori să ucidă creștini și se va face ceva în Timișoara grav de tot. Fenomenul refugiaților are un aspect de noutate în România pentru că nu ne-am confruntat aici cu războaie în apropiere de lung timp. Deși țin minte frica produsă de media în preajma războaielor din fosta Iugoslavie la finalul anilor 90 și avalului imaginat de refugiați kosovari care nu au produs niciun efect real în România acelor timpuri, deși erau prezentați în aceiași termeni apocaliptici, care ar modifica negativ țesătura socială. Un punct de vedere mai amplu ne oferă și Emanuel Copilaș de la Universitatea de Vest din Timișoara. Ca să înțelegem fenomenul ăsta, m-aș lua după maxima unui diplomat britanic pe numele său Robert Cooper, un liberal care spunea: dacă ai o problemă și vrei să o înțelegi cum trebuie, lărgește contextul. Și atunci trebuie văzut de ce migrează oamenii ăștia din Siria, din Afganistan în primul rând și din Siria. Siria, conflict civil, Afganistan, retragerea trupelor americane după două decenii de război și sute de miliarde de dolari cheltuiți practic degeaba. Adică nu chiar degeaba, că între timp au existat o grămadă de ONG-uri și de companii americane care au făcut bani din dezastrul ăla care se întâmpla. Dar practic ei vin acum și n-aș folosi termenul de migranți pentru ei. Migranții, în general, sunt oameni mai raționali, care aleg să se mute dintr-un loc în altul pe baza raportului cost-beneficii. Ei sunt refugiați.
Ei nu au cum să gândească în termen atât de rațional. De multe ori decizia de a migra vine spontan pe baza unor chestiuni de genul acesta, relativ neprevăzute, cum a fost retragerea trupelor americane din Afganistan. Da, România, până la urmă, e o țară de tranzit. Ei nu vor să rămână aici, vor să ajungă în Germania, Marea Britanie, Franța, unde sunt comunități, rețele din acestea de migranți, refugiați foarte bine puse la punct și să se integreze acolo. Eu am mai stat de vorbă cu câțiva dintre ei, mi-au spus că în general sunt bine tratați de poliție, că totul e în regulă, dar probabil că e și o anumită aprehensiune, o anumită teamă să nu arate că, mă rog, față de societatea temporar gazdă, care exista niște nemulțumiri mari. Acum vreo 10-11 ani, ceva de genul ăsta, predam un seminar de drepturile omului și în colaborare cu Centru pentru Refugiați de la închisoarea Popa Șapcă, am vorbit cu cineva și au adus de acolo un fost refugiat, transformat, să zicem, în migrant și rămas aici în Timișoara, irachian, care a stat de vorbă cu studenții. A fost un seminar extrem, extrem de reușit. Practic, i-au pus o grămadă de întrebări și după ce s-a încheiat ora, am rămas în pauză și respectiv ne-a spus tot așa, eu am rămas în România accidental. Rudele mele au ajuns în Germania. Eu practic vreau să ajung în Germania, dar am fost descoperit accidental la graniță, la vamă, la Cenad, dacă nu mă înșel. Și a rămas aici, a făcut cât de cât o școală, parcă s-a înscris și aici, a fost și student la Universitatea de Vest și era jurnalist. Și am povestit puțin și am povestit și despre Irakul de dinainte de Saddam și de după Saddam. Și mi-a spus foarte clar, nu era deloc greu, nu era deloc ușor în perioada lui Saddam, era foarte complicat, viața era grea. Dar exista o anumită predictibilitate, existau anumite rute, să zicem așa, și pattern-uri de comunicare și de accesare a resurselor și de răspuns la politicile oficiale, pe care dacă le urmăleai, puteai cât de cât să duci o viață relativ liniștită, nu neapărat decentă, zicem, dar liniștită. Pe când după invazia americană în Irak, pattern-urile astea au explodat, viața a devenit foarte imprevizibilă, foarte complicată și lucrurile s-au deraiat, să zic așa, pentru că fundamentalismul religios a crescut foarte mult. Și cu asta închei, inclusiv în Afganistan. Să nu uităm că fundamentalismul ăsta religios nu e un produs autohton, local. E în mare măsură un produs CIA. În anii 60, acești mujahedini luptători sfinți împotriva Uniunii Sovietice și a comunismului, a baubaului sovietic, au fost finanțați de CIA și de tot felul de imam din Statele Unite, care au simplificat Coranul și l-au făcut mult mai militant. Și au venit cu tot felul de broșuri din astea propagandistice, i-au înarmat pe respectivii ca să lupte împotriva sovieticilor. Că ulterior ei au prins gustul puterii după căderea Uniunii Sovietice și în vidul de putere creat în zona respectivă, asta e cu totul altceva. Și în anii 90 au ajuns să lupte împotriva lor. Deci asta e ideea, ca să înțelegem fluxul actual de refugiați și de migranți în România și mai ales în zona de vest. Trebuie să mergem la problemele astea geopolitice mari, pentru că acolo sunt sursele, semințele înțelegerii lor plenare. Da, aici ar fi legat cumva de tema asta, care și mie mi se pare foarte importantă, ar fi două întrebări. Una, de ce nu vor să rămână în România? Și aici iarăși putem să avem o explicație mai amplă. Și a doua ar fi care a fost rolul sau relația României cu aceste conflicte, pentru că am participat și noi ca stat. Nu prea vor să rămână aici pentru că România nu e atât de atractivă din punct de vedere economic și comunități, rețele de acestea de migranți, mai ales musulmani, în România nu prea există și atunci ei caută, să zicem așa, adăpostul acesta social și cultural și economic al rețelor astea cât de cât bine închegate de migranți.
Apoi, sigur că da, România a participat la dezastru din Afganistan și din Irak în calitate de membru al NATO. Deci suntem membri NATO și aici trebuie să ne asumăm acest lucru, chiar dacă un membru de importanță secundară, totuși statul român a cheltuit suficienți bani în Afganistan, a murit vreo 30 de militari în misiuni, ceea ce face și România o potențială țintă a terorismului islamic. Și acum lucrurile se complică pentru că în România există un fel de defazare de percepție. Noi ne percepem de fapt ca un fel de bastion al valorilor occidentale care sucombă progresiv sub asaltul musulmanilor cei răi și străini și antidemocratici și așa mai departe. Dar de fapt România este departe de a fi acolo, responsabilitatea ei este mult, mult mai mică din punctul acesta de vedere, dar vrem cumva să ne conectăm la marile narațiuni occidentale și problema iarăși are mai multe paliere și multe sunt schizoide, adică da, cultural sigur că există o alteritate, un șoc, o diferență, dar economic și social, la cât de în cap este România și Occidentul din punct de vedere demografic și problema asta se accelerează. Uitați-vă, forța de muncă, iarăși în Marea Britanie, în UK, se vede după Brexit lucrul ăsta extrem de pregnant. Social și economic avem nevoie de ei ca de aer, pentru că cei care reușesc să migreze, din păcate, sunt până la urmă cei cu anumite rețele, cu anumite sume de bani, cu anumite posibilități. Și nu chiar toți, dar majoritatea sunt cei care au bani, câteva mii de euro să plătească călăuzele respective. Nu? Și atunci, cultural, ne uităm urât la ei, dar economic avem și social, sigur, avem foarte, foarte mare nevoie de ei și mai există un unghi de a privi lucrurile acestea dinspre stânga, puțin mai critic și anume toată mizeria asta este un produs al imperialismului american, care acum dă rateuri tot mai dese. Și problema socială pe care americanii o creează nu și-o asumă. Migranții respectivi nu ajung în Statele Unite, pentru că granițele sunt închise sau ajung sub 1%. Și Europa trebuie într-un fel să își asume, da, ca mă rog, membru de rang secund al NATO, curățarea acestei mizerii. Deci e un fel de tensiune culturală aici foarte, foarte importantă, că și migranții respectivi ar prefera probabil să stea acasă și să prospere acasă. De aia, de multe ori, ei nu se atașează de Occident, cum e și cazul suburbiilor franceze, nu? De ce să fie ei patrioți francezi când, de fapt, ei sunt dislocați, desrădăcinați de generații ca un fel de frunze în fluxul ăsta al colonialismului și al imperialismului occidental. Și atunci de ce să vă lăudăm pe voi și de ce să vă îmbrățișăm că v-ați deschis ușile în fața noastră? Ne-ați exploatat și nu ne-ați lăsat să ne dezvoltăm acasă. Americanii ne-au trădat. Ahmad este în România de 3 luni și mărturisește că și-ar dori ca aici să-și continue viața. Tânărul spune că urmărește îngrozit ceea ce se întâmplă în țara lui natală și se gândește la ce e mai rău pentru familia lăsată în urmă, mai ales că nu știe nimic de mama, tatăl, frații și surorile sale. Afganul mărturisește că odată ce va obține azil, își va aduce și familia în România. Coleg în același centru de refugiați, Shahin, nu își poate stăpâni lacrimile când se gândește la imaginile îngrozitoare din Afganistan. În ultimele două luni am văzut imagini pe care nu credeam că o să le văd în țara mea. Shahin se consideră norocos că a plecat din țara cucerită, bucățică cu bucățică de insurgenți și că a ajuns în România. Este pentru prima oară în viață când simt că am scăpat de un coșmar, că am fugit dintr-o junglă într-un oraș unde sunt cu adevărat oameni. Numai anul acesta, aproximativ 2800 de cetățeni afgani au depus cereri de azil în România. Refugiații nu știu foarte multe lucruri despre România. Aici probabil nu neapărat că aș fi în contradicție cu ce a zis Emma, dar destul de mulți din sirieni au deja rude în Germania sau în Suedia sau în alte părți. Și așa că targetul acelui grup
nu neapărat actual acum, acum sunt predominant afgani. De-aia ei își doreau Germania, pentru că nu, acolo mi-i verișorul sau acolo mi-i... Lucrurile astea se întâmplau în Iugoslavia, era de... Bine, era și mult mai permisivă în a circula. Fratele mare trebuia să plece în state și să vină bani de la America. Lucrurile astea s-au întâmplat și cu noi după Revoluție, când, gata, putem fugi, și mai ales după intrarea în UE, când, na, ne găsim job mai bun acolo. Aici statul a eșuat în a avea grijă de sutele de absolvenți calificați, în a le crea condiții și să prospere și așa. Probabil același lucru se întâmplau și cu celelalte nații, nu de afgan vorbesc. Nu știau de România, oricum economic noi nu suntem în headline-urile canalelor de știri, bă, ce bine la români. Așa că de-aia targetul nu-i rău. Că a devenit zonă de buffer, asta e un other shows. Că avem o legislație aliniată european și nu poți să îngrădești dreptul de a circula, că el se înscrie întâi la centrul de IGI din, eu știu, sud, dar nu poți să interzici ca el să vină în Timișoara, nu-l poți lega de locul unde s-a înscris. Dar ce voiam să revin aici puțin la ideea asta de multiculturalitate sau eșecul unei multiculturalități care are loc, și vorbeai de vest și de urmele colonialismului și așa mai departe, dar aici cum funcționează în Timișoara ideea asta de multiculturalitate cu care Timișoara se laudă atât de mult, și tema refugiaților este inclusă inclusiv în strategia culturală a Timișoarei. Cum Timișoara este un oraș primitor care are această tradiție, respectă culturile diverse, adică cunoaștem genul ăsta de poveste. Cred că acest text vine de la bătrânii conservatori care din fericire încet încet ies la pensie. Ei se laudă cu, aici aveam și germani și sârbi și ungari. Cred că e de domeniul trecutului. Azi nu știu dacă neapărat timișoreanul conservator e anti-olteni, e anti-moldoveni, și dacă cumva trebuie să fii de nu știu câte generații aici ca să fii considerat că ești de-al nostru jet pe jet. So this is... Anti-mitici. Mitici, vai ce nasoi cu ăia, ce moldoveni, sârmă, mamă, câte povești. Pe Oltean, aoleu, toți șefii de aici sunt olteni. Aia când se fac faculta ca să vină aici să ne iei nouă joburile. Deci după mine, multiculturalitatea asta care o ridică ca la proteste conservatorii îi de vremuri trecute. Nu știu cât e de actual azi. Azi e mult mai radicală această dreaptă conservatoare. E un mit care persistă, a avut niște rădăcini istorice în perioada habsburgică, dar și acolo era o multiculturalitate foarte burgheză și foarte elitistă, foarte redusă numeric. Astăzi, și mai ales după Revoluția din 89, e o fel de multiculturalitate inerțiala, spune că peste 80% din locuitorii Timișoarei de azi, după statistici, sunt români, da? Sunt veniți din alte părți ale țării, mă rog, dar cam două treimi sunt români veniți din alte părți ale țării. Dar, sigur, mitul ăsta subzistă, dă bine, face parte cumva din narativa oficială, dar iarăși e inerțială multiculturalitatea asta și foarte selectivă. Suntem multiculturali cu nemții, cu sârbii, cu cei care ne plac și mai puțin, cum a zis Flo, cu romii, cu refugiații din alte părți, mai ales cei care atantează la valorile europene și așa mai departe. Și în ultimul timp, multiculturalismul ăsta inerțial al vechilor conservatori elitiști pe care îi numești, văd că a devenit și foarte anti-hippie.
Că de fapt hipioții cu multiculturalismul lor au pus bazele actualei disoluții a valorilor europene. Hipioții în anii 60-70. Da, 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 cei care cântau Flower Power nu știau că de fapt într-un fel fac jocul comunismului și a corectitudinii politice și uite, cuplat cu migrația, cuplat cu tot ce se întâmplă, se năruie vașnica civilizație creștină și asta e multiculturalismul. Și chiar și în această perspectivă istorică, să zicem, de istorie lungă a multiculturalismului, sunt episoade absente, cum ar fi legătura cu Imperiul Otoman. Faptul că Timișoara totuși a făcut multă vreme parte din Imperiul Otoman și acea istorie este cumva uitată sau nu au rămas urme deloc. Au rămas, dar mi se pare că arheologii și niște anumiți oameni care totuși încearcă să aibă așa o poziție mai conservatoare, încearcă să nu bagatelizeze vestigii, dar uite ce mișto e la noi în centru cu clădirile construite de cei care n-au scăpat de jugul otoman. Bașca găști din astea de reenactors îmbrăcați cu uniforme militare austro-ungare, cu tunuri care se plimbă, care fac demonstrații, care... ceva urât. Multiculturalismul ăsta habsburgic, german, mai elitist, mai civilizat, ne place, dar vechiul multiculturalism otoman, mai marginal, mai de mahala, mai izola oriental, nu prea ne place, nu prea e pe gustul urbei, știi? De-aia urbe apar, în urbe apar sticăre. Shaorma e pleșcaviță. Asocierea cu manelele e prea proximă și nu ne place, știi? Police, nothing. He said you sit here, nothing. Yes. You have document? Yes, I have document with police. They take from this camp, from Armenia camp. What? Yes. And you are on the street, why? Did you don't stay on the camp? I stay in the camp, I come for shopping here. When I shopping, I go back. What do you want? Do you want to stay here in Timișoara or go away? No, I'm stay here, I don't know, we will see. Polițiștii timișeni acționează în sistem integrat împreună cu toate celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. Au fost organizate filtre în care s-au controlat autotrenurile și de asemenea s-a acționat în zona parcurilor, în zona spațiilor verzi și centrelor de cazare pentru a verifica toți cetățenii străini care nu justifică prezența pe raza județului Timiș. Hey everybody, wait! One by one in the line! Hey, I said one by one in the line! Da,
Cetățenii străini depistați pe raza județului Timiș au fost conduși la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în vederea stabilirii persoanelor care au documente temporare de identitate. Aceștia vor fi sprijiniți pentru a se întoarce în centrele de cazare, iar ceilalți pentru a se depista contextul în care ei au ajuns în raza județului Timiș și pentru a se face dosar penal pentru trecere ilegală a frontierei de stat. Categoric, dar asta la modul general, că polițistul român nu e agresiv numai cu imigrantul, e agresiv și cu săracul în general și cu străinii, cu cerșetorii. Avem aici chiar o campanie, aș zice, fascistoidă împotriva cerșetorilor. A fost în Timișoara panouri ce obțin în intersecție, azi cerșetor, mâine agresor, ne dorim lucrul acesta și așa. Deci civismul ăsta multicultural timișoran, apropo de care vorbeam, da, foarte, foarte din fericire au dispărut. Și dar ăsta au apărut pe vremea lui Robu. Da, au trebuit o campanie de ani de zile ca să dispară, până au dispărut. Da. Acum, autoritățile române, sigur, mai ales ce obțin forțele de ordine și așa mai departe, fac cam ceea ce le spune statul român, nu sarcinile le trasează statul român și aici este iarăși ambiguitatea aia de care am vorbit și mișcarea asta a capitalului, capitalul german, care nu vrea decât să subordoneze periferia pentru a transforma într-o piață, da, într-un loc de consum și atunci migranții pot fi utilizați din punctul acesta de vedere pentru a pune presiune pe sindicalizare, pe organizare muncitorească, pe revendicări și așa mai departe, pentru a opri parțial migrația este europeană, că există aici niște tușe foarte interesante. De exemplu, în Germania, am înțeles, în anumite zone, românii și polonezii sunt mai prost văzuți decât marocanii și decât afganii și decât sirienii migranți din Orientul Mijlociu. Deci un fel de xenofobie în asta competitivă, ceva de genul ăsta. Dar, din câte am înțeles, sunt cazuri destul de izolate. Deci, da, tratați cu înțelegere, empatie, umanism, dar atenție să nu lăsăm ca lucrul acesta să devină un fel de berbece în mâinile capitalului german, că spre asta se cam îndreaptă lucrurile din câte văd eu. Un punct de plecare a fost și poezia lui Bertolt Brecht din 1937, referitor la eticheta de emigrant, în care este respins acest termen, Brecht preferând termenii de exilați, refugiați, alungați, în care este descrisă situația refugiaților din Germania, forțați să plece pentru a-și salva viețile puse în pericol de nazism. Refugiații vor să revină în țara lor, așa cum era ea înainte de conflict, să depună mărturie pentru toate nedreptățile care li s-au întâmplat și pe care nu le uită. Așa cum încheie Brecht poezia, fiecare dintre noi, care cu pantofi rupți se plimbă prin mulțime, depune mărturie despre rușinea care acum spurcă țara noastră. Dar niciunul dintre noi nu va rămâne aici. Ultimul cuvânt este încă nerostit. Aceste povești le-am auzit de la refugiați, cum țările și viețile lor au fost distruse de războaie și cum vor doar să rămână în viață și să-și recapete lumea de dinainte de conflict. În discursurile dominante, refugiații sunt percepuți fie ca victime, fie ca infractori. Ce mă interesează este să rup această perspectivă dublă, care este una simplificatoare și confortabilă mental, până la urmă. În ce măsură noi refugiați pot fi văzuți ca subiecți politici sau parte activă din structurile democratice pe care ei pot să le îmbunătățească? Așa cum propune filozoful Jacques Rancière, cum putem gândi democrația având în centru refugiații care nu mai pot fi azi ignorați? De asemenea, elementul economic nu poate fi scos din această ecuație. Europa are o forță de muncă îmbătrânită, care nu mai poate răspunde cerințelor actuale. Speranța este și la populația de refugiați, care încă este una foarte scăzută procentual, dacă ne uităm la întreaga populație europeană. Badiou vorbește cu optimism despre proletariatul nomad, venit pe rutele migrației. Această migrație se pare că va fi și una climatică, urmând ca până la 1 miliard de refugiați climatici să fie forțați să schimbe locul în care locuiesc acum, datorită schimbărilor produse de încălzirea globală.
Această discuție este doar la început. Da, 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 e veche discursul lui pe filiera lui Rousseau și, mă rog, post-Rousseau, bunul sălbatic, care, iar cum ce Badioar, putea fi capitalizat politic în ipostaza de nou proletar, da, nou avangarda Revoluției. Și mie mi se pare de un optimism pripit chestiunea asta. Eu m-aș uita mai ea, dacă vrei, tot filozofic, să vorbim la Agamben și la intervențiile lui. La un moment dat el spune: cu toții suntem refugiați, nu mai refugiați, în lumea capitalului, care e extrem de fluidă, nu? Și cum zicea și Marx, tot ce e solid se topește peste noapte, se transformă. Toți suntem vulnerabili, toți suntem potențial refugiați, toți ne putem trezi mâine, poimine, că ne pierdem mijloacele de existență, că se întâmplă ceva catastrofal și nu avem unde ajunge, nu știm ce să facem și din punctul ăsta de vedere trebuie să fim mult mai solidari, atât între noi, dar solidaritatea asta să fie pe orizontală, socială, nu pe verticală, cu politicul și în primul rând cu forțele capitalului, că ce mai azi politicul decât o anexă a neoliberalismului. Deci, la asta mă refer. Lucrurile pot merge în foarte multe direcții, de niciun optimism nejustificat și pripit nu consider că ar trebui să-l îmbrățișăm, dar niciun pesimism conservator, vetus, și nu, în niciun caz. Păi cei care nu sunt refugiați și vin de nevoie migrează pur și simplu pentru o viață mai bună și nu vin aici în calitate de revoluționari, vin în calitate de proletar umil care vor pur și simplu o viață mai bună fără să pună condiții, fără să înțeleagă de fapt că au dreptul să pună condiții. Deci aici e o muncă politică titanică. When I first set off, I wanted to go to Germany, but the police stopped me. I might try to stay here because I feel the people are kind and always ready to give a helping hand. Ali, an Iraqi asylum seeker, is perhaps an exception. The majority of migrants hope to continue their journey through neighboring Hungary towards Western Europe. Și într-un fel, dacă vrei, și un fel de consecință așa îndepărtată a naționalismului ăsta ceaușist, care iarăși a recuperat miturile astea și le-a creat, practic, miturile unei istorii naționale care a suferit la periferia Europei pentru a proteja Marea Europa Occidentală de asaltul otomanilor și așa mai departe. Într-un fel, e un fel de reviriment aici, care vine și dintr-un naționalist de stânga foarte, foarte protocronist, care deja în anii 70-80 era, mă rog, părea ridicol, dar se pare că după 89, când a apărut libertatea de exprimare, a prins mult mai bine și a fost mult mai popular decât s-a crezut înainte de 89. Sigur, protocronism era unul dintre multele curente și discursuri dominante existente atunci, în epocă mai erau și altele, dar în fine, asta se pare că a prins mitul fortăreței, a cetății asediate. Hai de tare! Eu te sunt plin și eu! Dă-i, dă-i! 20? Știți, omul, spuneți că e omul o lumină pe lumea asta plină de amaruri și de chin. Nici o scânteie în trânsul nu-i candidă și plină. Murdară este viața ca globul cel de tină, asupra cărui dânsul domnește pe de tine. Puneți-mi ce-i dreptate. Cei mari de încredire cu averea și mărirea în cercul lor de legi, prin bunuri ce furară în veci vezi cum conspiră contra celor ce dânsi la lucruri o sândiră și le subjugă munca vieților întregi. Unii plic de plăcere petrec a lor viață, trec zilele voioase și orele surât, rupe vin de ambră, iarna grădin verdeață, vara petrecere, alpii cu frunzele de gheață, ei fac din noapte ziua și a zilei weekend. Virtutea pentru dânsi ea nu există, însă o predicătoși trebuie să fie frate mari. A statelor vioaie ce trebuie împinse și trebuie luptate războiile aprinse, ca noi murind în sânge de bori. Le întrebăm atunci nouă ce ne rămâne. Munca din care dânsii se împartă în plăcere, robia, viața toată, lacrimi pe o neagră pâine, copilul păstrat de mizeria rușine. Ei cerul smerinica, ei totul smerinica.
Bravo! Este patriotism, dar este și o revoltă a periferiei cumva. Noi din această poziție de margine a imperiului, nu știu ce, ne revoltam prin formele astea. Vorbim de secolul XIX, vorbim de secolul XX, inclusiv acest protocronist ceaușist era o formă de rezistență anticolonială, să zicem. Și asta cum ți se pare că e recuperarea asta? E foarte ambiguă și intră în niște bifurcații. De fapt, nu discursul decolonial surprinde cel mai bine tensiunea asta, ci anumiți teoreticieni internaționali sovietici încă din anii 40. Ei vorbeau atunci despre un naționalism emancipator în colonii și China lui Mao a pedalat foarte mult în direcția asta ulterior, și un naționalism burghez, șovin, cu tușe fasciste, reprobabil, și așa mai departe. Dar aici e de discutat, sigur, e bine să avem tradiții intelectuale, locale și așa mai departe, dar la un moment dat glorificarea necritică a acestora poate conduce, sigur, la o anumită luptă antioccidentală, dar poate metodele și obiectivele să nu mai fie cele pe care ni le-am imaginat inițial. De exemplu, să transform, cum am văzut că se mai face în studiile decoloniale, pe Eminescu într-un posibil far al rezistenței împotriva colonizăm, se pare pripit și periculos, cu toate opiniile lui hipernaționaliste, protofascizante, ultramisogine și așa mai departe. Nu prea pot, absolut, nu prea pot să îți asumi, adică trebuie o operație, nu știu, de aseptizare ideologică, un fel de curetaj ideologic foarte amplu, și nu știi dacă rezultatul mai e suficient de palpabil încât să-ți permită un proiect de genul ăsta, știi? Deci, da, tradiții locale, dar multe dintre ele am fi surprinși cât de ne pe gustul nostru sunt, sau antidemocratice, anti-emancipatori, inclusiv pentru populațiile locale. A, deci, construim, dar cu ce? Și aici are un mare paradox, că teoriile clasice ale naționalismului sunt un produs occidental, european, până la urmă. Sigur, mișcarea decolonială radicală și din Africa, care a vrut să conteste supremația asta occidentală, de multe ori a recurs la marxism, dar ulterior a recuzat și marxismul ca o teorie eurocentristă, până la urmă occidentală, chiar dacă subversivă. Perfect adevărat, da. Ideea este că nici tradițiile locale per se nu pot fi valorificate 100%, nu avem nicio garanție că lăsate de capul lor, să mă exprim așa, duc într-o direcție progresistă. Dimpotrivă, pot duce în fundături destul de nasoale. Și ăsta e paradoxul, că în lumea de azi în care trăim, în care globalul înlocuiește localul și invers, trebuie colaborat, pentru că altfel... Dar urmând această linie a unei gândiri, să zicem, decoloniale, este europene, care există totuși și este prezentă, cum ar fi văzuți refugiații dintr-o perspectivă decolonială? Adică eu n-am găsit interpretarea asta, dar mergând pe ideile decolonialismului este european, ei unde s-ar încadra? Personal, cred că instrumentele metodologice marxiste sunt mai utile decât cele decoloniale. Dacă vedem problema în termeni de clase și în problema în termeni de raporturi economice și structuri din astea globale, istorice, care favorizează migrația și refugiații, practic, problema este următoarea. Noi am venit cu un anumit model de a gândi și de a face politică din Occident, cel puțin Occidentul, nu noi la periferia Europei, l-am transplantat forțat în tot restul lumii, că peste tot există acum state naționale,
dar fără să ne gândim la consecințele pe care le poate produce acest lucru în areale civilizaționale total diferite față de modelul ăsta, nu? Dacă ne uităm în Africa, în Orientul Mijlociu, multe granițe sunt trasate efectiv cu linearul, pentru că marile puteri coloniale împărțeau resursele respective cum credeau de cuvință și granițele astea au despărțit comunități întregi și au produs de foarte multe ori extrem de multe conflicte sau au împotențat altele vechi și ulterior Occidentul a trebuit să intervină. Mergând pe firul ăsta logic, am putea susține acum că acești refugiați care vin în momentul ăsta în Europa, în România, din Afganistan, sunt o urmă a războiului rece și a conflictului din Afganistan de atunci, pentru că am început cu punctul sunt ăsta. Sunt o consecință a anilor de război duși acolo. Din anii 80, zici. Toți. Nu a fost alt soi de război. Tot cu glon s-a murit. Bomba tot aia a făcut. Că au evoluat e altceva. Dar da. Da, e o consecință tardivă. Pentru că, repet, încă din anii 60, radicalizarea, militantismul CIA, antisovietic, anticomunist, ea potența foarte mult pe talibani, ulterior în direcții nedorite de americani și atunci migrația asta, da, e o consecință istorică și culturală directă a unei intransigențe talibane care, iarăși, ale cărei semințe au fost plantate din exterior, nu sunt locale neapărat, nu sunt... Mujahedini au fost educați cu bani CIA, cu bani... Absolut. Cu bani dar MI6, cu multe... Problema asta migranților și a refugiaților în Europa, iarăși, e foarte fluidă și e greu deocamdată de tras anumite concluzii fixe, pentru că lucrurile se schimbă permanent și din perspectivă decolonială. Lucrurile sunt diverse. Din perspectivă marxistă, oamenii ăștia vin și ce fac? Se integrează în anumite clase sociale occidentale sau alcătuiesc un fel de lumpen în proletariat, care de fapt de multe ori subminează o anumită lupte sindicale pe care le duceau vechii muncitori împotriva patronilor din Occident. Deci și de la stânga de multe ori există critici și delimitări față de ei, pentru că ei, de fapt, într-un fel, mai mult, sigur, culturale amplificate problema asta, social nu, că sunt 4-5% în Germania, 7-8% în Franța și mulți creștini localnici, francezi sau germani, se convestesc la religia islamică până la urmă. Pe aia nu știu cine îi numără, că nu sunt străini. Da? Dar de asta ei au indus un fel de ruptură care mai degrabă e culturală acum decât socială și economică, dar încă nu pot fi înrădăcinat, să zicem așa, într-o tradiție, într-o... Scurcircuitează oarecum teoriile sociologice clasice. That's my problem with humanitarianism. Of course I'm for it. Helping the immigrants absolutely unconditionally. But I don't think this is enough. A true leftist must say that I always have a suspicion that if you reduce the problem of immigrants to, oh, they're knocking on our door, let's be kind to them, it's like, let's give them some cramps so that we can continue to live in the society which we are and we don't have to change the global society in such a way that they will no longer be refugees and so on and so on. That's the true problem. I think that's why I find problematic the notion developed by my good friend Alain Badiou of immigrants as the ultimate proletarians. He calls them nomadic proletarians as the figure of which will maybe move our society towards a new revolution or whatever. I think this is too simple notion. I think that the situation is much more tragic. I doubt if this last wave of immigrants, if it will be possible simply to integrate them and to avoid a misunderstanding. I don't blame them. I think that
position of refugees is ultimately much more tragic. They are caught in a kind of social limbo. It's not that they are exploited proletarians. Many of them would precisely like to become this, but cannot become. Mă gândesc la cazul Ditrău, unde oameni din Sri Lanka au venit și au ieșit acel scandal, că nu există forță de muncă. Recent, chiar pe pagină, a fost șeruit muncitor din Vietnam sau de undeva, a fost plătit la negru, pentru că aici nu mai poți găsi. Da, constituie noul viitor proletariat, pentru că ai noștri tineri au alte standarde și găsesc job în Germania dacă fac germană în școală. Ori pentru familii din zone de lumea treia, cum zică era textul, cum e Sri Lanka, 100 de euro acolo e o căruță de bani. Și preferă să-și trimită cineva din familie să-i susțină cu bănuți câștigați aici. Ori aici n-are cine să lucre la brutărie sau you name it, construcții sau alte chestii și da, acei oameni susțin economic familiile lor de la pus. Da, ca să-ți răspund, tot marxist ar fi poate mai degrabă un fel de lumpen proletari. Deocamdată nu pot fi mobilizați politic, civic, într-o direcție sau alta, decât extrema dreaptă se folosește foarte mult de ei pentru a capitaliza electoral. Dar, iarăși, nu sunt omogeni. Mulți dintre ei sunt, de exemplu, IT-iști sau au joburi respectabile și pot fi încadrați din punctul ăsta de vedere în clasa de mijloc. Deci, repet, social, demografic, problema asta e extrem de micuță, 5-6-7%, dar culturalii se dau niște anverguri foarte, foarte mari, pentru că e vorba de conflict, Orientul Mijlociu, alteritate și așa mai departe, bani pentru campaniile extremei drepte și așa mai departe, tot felul de rețele de finanțare dubioasă, etc., etc. Deci, deocamdată sunt o cantitate acolo pe care nu știu dacă aș încadra-o foarte facil într-un curent teoretic sau altul, sau dacă i-aș aplica o grilă conceptuală occidentală atât de facil, că scapă, nu poți să pui multe capace, multe amprente pe ea. Se vede Iulius Molul de aici. El a fost construit cu oameni din Asia. Opera, da, fațada. Și chinezi foarte mulți. Cu extrem de mulți. Opera la fel. Și aș reveni la întrebarea legată de pozițiile de stânga locale. Și aici mă refer poate și la o zonă mai regională, nu neapărat Timișoara sau România, legată de refugiați, dincolo de acest aspect cultural. Și ții minte că Ciprian Șulea a avut o poziție la un moment dat, ne-a spunea că o abordare de stânga ar fi efectiv ajutorarea acestor oameni, indiferent de contextul din care vin, pentru că o poziție de stânga susține viața și trebuie salvate aceste vieți. În contextul ieșirii din Afganistan, intervenției... Și mai ales viețile precare, cum ar fi, deci. Da, într-adevăr, dar aici e o mică tensiune, nu cred că e un specific de stânga pe Timișoara, pe problema asta, adică ne încadrăm și noi cumva în vechiul umanism, al vechii stângi, umanismul clasic, dar aici au fost, uite, pe Europa de Est, Gaspar Miklos Tamás, pro-migrație, dar totuși cu un anumit discernământ, să zic așa. Dar clar, absolut, e nevoie de oamenii ăștia, ce puțin Germania, pentru a-și menține nivelul de creștere economică, trebuie să deschidă porțile pentru migranți mult mai mult decât o face în prezent. Poate că pe viitor robotizarea, tehnologizarea vor mai elimina din criza asta de forță de muncă, dar până atunci, sigur, umanism, empatie, înțelegere, dar în același timp și un ochi critic față de acest joc, până la urmă, al capitalismului internațional, care poate canaliza energia, direcția asta, înspre cauze umanitare,
fără a mai ne lăsa suficient răgaz să punem degetul pe punctele, pe locurile unde supurează problemele astea structurale de clasă internațională.